Aici este descris, vă spun așa, în două, trei cuvinte, despre felul în care Ioan Botezătorul, figuranța s-a auzit despre el, a fost decapitat din porunca împăratului Irod, care a fost motivul împrejurarea în care s-a întâmplat aceasta. În mod deosebit, eu mă voi preocupa, vă voi prezenta lumina care Domnul mă va da, starea lui Irod, alegerea pe care a făcut-o. Și voi pune un titlu așa ca să vă provoc și pe dumneavoastră să gândim împreună. Suntem responsabili înainte de Dumnezeu de ceea ce facem. Și titlul e foarte scurt. Ce vei alege? Aș vrea să observăm cum a ales Irod, de ce a ales așa, cu ce s-a ales în felul în care a ales. Spune Scriptura aici, la pagina 968-914, deci Marcu 6, împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus, cărui nume ajunsese vestit și a zis: Ioan Botezătorul a înviat din morți, de aceea lucrează aceste puteri prin el. Alții ziceau este Elie, alții ziceau este un proroc, ca unul din proroci. Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea: Ioan acela care i-am tăiat capul a înviat din morți. O să observăm că Irod a avut de ales între două chemări. În primul rând, spune Scriptura aici de la versetul 20, Irod se temea de Ioan, fiindcă știa un om neprihănit și sfânt, îl ocrotea, și acum fiți atenți, și când îl auzea, de multe ori stătea în cumpănă, neștiind ce să facă, și l-asculta cu plăcere. Deci Irod a ascultat mai multe predici al lui Ioan Botezătorul. Ce predica Ioan Botezătorul? Vă citesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 3, unde scrie de la versetul 1. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și provocă apostolul iudei. El zicea: pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Deci mesajul lui Ioan Botezătorul era împărăția lui Dumnezeu. La fel scrie și în Marcu 1 și în Luca la capitolul 3, el propovăduia botezul pocăinței, boteza oameni și le spunea: împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și spunea evanghelistul Marcu aici în cuvântul citit că Ioan, Irod îl asculta pe Ioan și l-a ascultat cu plăcere. Cum să n-a ascult cu plăcere când se spune că vine împărăția lui Dumnezeu ca fi atât de frumos și de bine? Cui nu i-ar place să audă că Dumnezeu va aduce fericirea, pacea, liniștea, se va termina cu războaiele, cu necazul, cu moartea și se va instaura o fericire veșnică? Și iată-vă și pe dumneavoastră ca pe Irod, ascultând predici despre împărăția lui Dumnezeu. Și bănuiesc că ați ascultat de mai multe ori, ca și Irod, nu? Nu numai o dată, așa-i? De multe ori ați ascultat, vorbiți despre împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos învăța pe oameni, vă citesc din Evanghelia după Luca, același lucru. Spune la Luca, la capitolul 9, citesc versetul 11, noroadele au mers după el. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuințe de vindecare. Și a spus Domnul multe pilde, împărăția se aseamănă cu o nuntă, cu o lucrare sau alta, o comoară, un mărgăritar. Și dacă ar fi, văd aici și câțiva copii și adolescenți, dacă ar fi așa să vă dau eu, așa ne place nouă la Dascăl să mai dăm câte un test. Dacă ar fi să vă dau un test, să povestiți ceva despre împărăția lui Dumnezeu, așa e ca știți să spuneți fiecare, nu? Ați luat o notă bună, așa e? N-aș fi nevoie să dau la nimeni nota 4, nu? Toți
acesta ști ceva despre împărăția lui Dumnezeu. La care, repet și închei ideea, și Irod a fost chemat. Pentru că scrie la Matei, capitolul 11, vă citesc de la versetul 12, din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, și valabil până seara asta, împărăția cerului se ia cu năvală. Și cei ce dau năvală, pun mâna pe ea. Se propăduiește împărăția lui Dumnezeu. Problema este că nu singura chemare. Irod avea și alte chemări și le avem și noi. Scrie în Proverbe la capitolul 9 că înțelepciunea a lui Dumnezeu, bineînțeles, a venit cu o chemare. Versetul 3 și-a trimis slujnicile și a zis, veniți! Mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Și oamenii au auzit, spune aici în Luca, în Proverbe și la capitolul 1, că s-a așezat, versetul 20, pe ulițe, în piețe, unde zarva mai mare, la porți, în cetate, și le spune, veniți! S-a pus spune la pildă anunții din Bărat Matei 22, veniți că toate sunt gata. Numai că înțelepciunea are o vecină, să o numim așa, o femeie gălăjioasă, proastă și care nu știe nimic și se numește nebunia. Și cheamă și ea. Ea șade la ușa casei sale pe un scaun pe înălțime de cetate și strigă la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă, să veniți aici! Și Irod, la care mă întorc, avea și altă chemare. Scrie în textul în Luca Marcu 6 de la versul 17 că acest Irod l-a legat pe Ioan Botezătorul. Ciudat, nu? L-a ascultat cu plăcere și a trimis să-l aresteze. Dar de ce? Din pricina Irodiadei nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea către Irod, nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Și asta, care o luase împăratul, era cumnata lui, avea necas pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea. Ioan era prețuit și de împărat și de popor. Deci, iată, am zis noi că la biserică Irod avea chemarea să vină la împărăție, dar când mergea acasă, doamna lui, de fapt era amanta lui, îl chema la altceva. Ei, mai știu și eu seara asta cine ce telefoane vă dă și cine ce vă sfătuiește. Aici te-ți învățați să vă pocuiți, ieșiți afară, vă spun eu, băi, nu te du, hai, lasă-te, mâine avem o onomastică, nu te mai du la biserică, vino cu noi la o distracție, lasă, pocuiește. Și scrie aici că a venit o zi specială, când Irod își prăstuia ziua nașterii și dat un ospăț boierilor săi, mai marilor oaste și fruntașilor Galilei. Fata Irodiade, amantei lui, a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Atunci, se mai întâmplă și acum în unele culturi, bărbații dădeau ospățul și masa într-o sală și femeile în altă sală, dar curva asta a venit acolo pe scenă unde mâncau bărbați. Ăștia și beți, vă dați seama că a fost o atracție pentru ei și au plăcut cum au dansat. Și așa l-a luat gura pe dinainte, poate era și puțin băut. Și a zis, cerem ce vrei să-ți dau. Și a adăugat, orice vei cere, îți voi da fie și jumătate din împărăția mea. Avem de un caz din ăsta în Biblie, când un împărat a spus așa, le plăcea la împărat să spună asta, să vadă ce pot ei să facă, erau monarhi, absolut. Îți dau cât vrei. Și asta, mi-a auzit că e așa de pe mii, s-a dus-o și s-a zis la mamă sa, ce să cer? Păi, dar totuși a fost nepricepută, că putea să ceară ceva, o avere, ceva bani, știți ce a cerut? Îndemnată de mamă sa, în ciudă, supărărit. Capul lui Ioan Botezătorul. Să fie omorât chiar acum. Și se întoarce și spune, vreau să-mi dai îndată. O să profite de moment. Într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat foarte mult. Dar din pricina jurămintelor și a oaspeților, n-a vrut să zică nu.
a trimis un ostaș de pază cu porunca să-i aducă capul lui Ioan. S-a dus și a tăiat capul celui mai mare născut dintre femeia lui Ioan Botezătorul. Și așa a murit acest sfânt al lui Dumnezeu. Vedeți de ce e în stare răutate. Am citit cândva că în Grecia antică era un om și smuls ca ăsta și ca femeile astea, care ura pe un vecin. Și ce au încercat alții să-l potolească, că ura și răutatea de la diavolul vine, băi, lasă-l în pace, îl urăsc. Și atunci l-au chemat la primărie și au vrut să-i dea o lecție. Băi, ce vrei să-ți dăm ție, dar la vecinul tău pe care îl urăști îi dăm dublu. Băi, s-a tot gândit el, băi, de ce 100, ăla-i dă 2, ce un teren, ăla-i dau 2. Și până la urmă, răutatea lui o gândit ce să ceară. O zis, mie să-mi scoateți un ochi, că ăla se scoateți amândoi. Deci om rău, din stare să-și facă și lui rău, numai să facă la altul rău. Așa e satana, lui își face lui rău că merge în iad, dar e mulțumit să numai să ne facă și nouă, dacă o fi asta mulțumire pentru el. Și uite așa, bietul Irod era captat de Irodiada și de fica ei. Era captat de atracție, de un dans, de o mâncare, de voieri, de prieteni. Dar nu e așa și situația noastră. Dacă am citit Biblia, dacă am merge la adunare, ce auzim? Chimăr la împărăția lui Dumnezeu. Ești în lume, prietenii, femeile, distracția, filmele. Și acum încotro. Ce titlu am pus? Ce vei alege? Chemarea la împărăția viitoare sau chemările împărăției de aici? Avem de ales. Spune Ioan, în 1 Ioan, capitolul 2, vă citesc de la versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Ori. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, nădorșia vieții, nu este de la Tatăl și din lume. Mai că e o problemă. Lumea și pofta ei trece. Dar cine face fără Dumnezeu, rămâne în viață. Noi avem de ales, dragii mei, asta e tot. Nu că și cu comuniștii sau cu necomuniștii, cu dreapta sau cu stânga, nu. Noi avem de ales între împărăția viitoare, cu tot ce are Dumnezeu acolo, și împărăția veacului de acum, unde diavolul e șeful. A spus-o Domnul Iisus, zice la Ioan, la capitolul 14, la vers 30, le-a zis ucenicilor săi, vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. Și știți de ce se-a zis că vine? Auziți? Foarte interesant. Dar vine ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl. Noi tocmai de aceea avem de ales și de aceea am îngăduit Dumnezeu să se întâmple așa, ca să nu ne forțeze Dumnezeu. Avem de ales. Și dacă n-ar fi opțiuni, ce să alegi, nu? Una sau alta? Și iar întreb, ce vei alege? Undeva în Anglia era o slujbă în aer liber, o predică, și că acolo a trecut lady, nu știu cum o chema, pe o cântăreață, o doamnă ceva distinsă, și predicatorul a avut o inspirație și a zis, licitație publică pentru sufletul lui lady, nu știu cum o chema pe asta, Domn Iisuse, tu ce dai? Eu mi-am dat viața ca ea să aibă viața veșnică. Lume, tu ce dai? Dau distracția. Pentru ea sunt podurile să cânte. Pentru ea sunt aplauzele oamenilor. Pentru ea este distracția. Și a întrebat, și cât timp o să-i ofere asta? Lumea cât poate să ofere? Cât? Apoi știți cum sunt oamenii, vorba aceea, că te ridică de două ori și te prind numai o dată. Și îți dau drumul. Așa e, da. Că vine altul care cântă mai fain și alta care e mai drăguță și asta nu mai știe să danseze și vine alta și asta s-a dus. Că lumea și pofta ei trece, dar cine-l alege pe Dumnezeu este veșnic. Doamne, 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 Doamne. Avem de ales, dragii.
Așa cum v-am spus, Irod a avut aceste alegeri. Și acum aș vrea să intrăm puțin mai adânc în subiect. Am văzut care sunt chemările, care sunt ofertele. Vă rețin din nou. Scrie aici în versetul 20 despre Irod. Vă citesc. Când îl auzea vorbind, îl asculta cu plăcere. Citesc apoi când a dansat. Nepriceput asta. 22. Fata irodeadă a intrat la ospăț, a jucat și a plăcut lui Irod. Ce dictează alegerile noastre? Plăcerea. Tinerii știu mai bine, nu? Mă duc cu lumea cu like, place. Cât, la cine dați like-ul vostru? Măi, i-a plăcut la predică, dar când o dansat aia, i-a plăcut și la aia. Și noi ne zbatem între plăcerile sfinte și plăcerile păcătoase. Da, și păcatul are plăcere. Dar știți cum numește Biblia plăcerea păcatului? Hai să vă citesc. Evrei, capitolul 11, era un Moise care l-a avut de ales. El a crescut, adică s-a născut într-o familie modestă, potrivit legilor de atunci, băieții erau aruncați în râu, printr-o minune, prin providența sfântă, a scăpat și a crescut la palatul lui Faraon. A învățat la școlile Egiptului, dar în același timp s-a dus și a luat cunoștință și de evrei și de promisiunile lor, cărora Domnul le promisese o țară frumoasă, dar până una altă el avea acolo palatul Egiptului. Și spune Scriptura în Evrei 11 de la versetul 24, prin credință Moise când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, dar de ce? Să nu fie din familia regală. A vrut mai bine să supere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea o cara lui Hristos o mai mare bogăție decât comorul Egiptului pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Slavă Domnului! Ce de lumea place acum, mâine nu va mai place. Ce de Dumnezeu e și asta cu gust, dar plăcerea e dincolo în împărăția lui Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel la 2 Corinteni, la capitolul 4, vă citesc de la versetul 18, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, cum dansează, cum cântă, ce sclipitoare lumea asta, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare. Ne uităm la cele ce nu se văd. Dar cum să fiu la ce nu se vede? Prin credință. Căci lucrurile care nu se văd sunt veșnice. Slavă. Ce veți alege? Ce se vede și piere? Sau veți avea credință să alegeți ce nu se vede, dar nu mai piere? Zice o vorbă înțeleaptă, cu minte este omul care dă ce nu se poate păstra, să cumpere ce nu se poate pierde. Zice 1 Petru, capitolul 1, versetul 4, ce ne așteaptă pe noi în sfânta împărăție a Domnului, 1 Petru, 1 cu versetul 4, scrie așa, ne așteaptă o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Doamne, credem că și pentru noi. Amin. Amin. Hai să vă spun aici două întâmplări. Am cunosc și acum că sunt în viață o familie originară din zona Făgărașului, actualmente sunt în Italia. Ei erau în epocă, îi amândoi în tinerețe. Ea s-a îmbolnăvit așa pe la 16-17 ani de o boală care ducea inevitabil spre moarte și avea, cum se întâmplă în lume, un prieten. Un tânăr care trăiau împreună. Medicii nu le-au dat șanse părinților, dar ea avea un om pocăit.
El s-a rugat pentru nepoasta lui la biserică și Domnul a spus că vrea să se îndure de ea, să-i adauge zile și să o vindece. S-au rugat, fata s-a vindecat, dar a apărut o dilemă. Până a fost sănătoasă, s-au distrat amândoi. Cu dans și ca aici, întâmplarea de față. După ce ea s-a îmbolnăvit, băiatul a zis, nu o las acum, că e prea tristă, mai stau prieten cu ea până moare și atunci mă orientez la altă fată. Dar acum dilema era că ea s-a făcut sănătoasă, ei se iubeau, ce face? Că ea e pocăită, el nepocăită. Și ea a zis, eu nu mai vin cu tine la distracții păcătoase. Dar a spus, dragă, dar e o zi specială a unui coleg, mai știu exact ce, nu vin cu mine, știu că nu mai bei, știu că nu mai dansezi, dar nu cu mine, stai acolo. Gata, se duce, stai acolo, rămas, eu dansat, știu eu ce-a făcut, o povestit. La un moment dat vine lângă ea și spune, hai să plecăm. Dar înainte de a ieși, vine un prieten, spune, ce se întâmplă? Nu vă simțiți bine, nu se simte ea bine, poate știu să căsese bolnavă, ce nou. Nu mă simt bine, dar nu că nu mă simt bine fizic. Asta nu e distracție ce facem noi. Cum? Ne distrăm până dimineață? Da, ce ne bem banii, ăla dansează cu aia, dar de fapt trește cu cealaltă, ăștia doi povestiri, dar ei de fapt se jignesc. Asta nu e distracție. Mă duc la pocăință. Aleluia! Slavă Domnului! S-au pocăit. A zis el, am înțeles că toată distracția din lumea asta nu e decât un balon care se sparge. Este o aparentă bucurie și cam atât. Mi-a povestit sora Ana Morar de la Cluj, am venit de o bătrânică. Și bătrânica aceea când s-a pocăit, era o familie înstărită. Dar soțul ei a divorțat de ea și i-a dat numai o căsuță sărăcăcioasă. Am fost acolo în casa aceea, era rămas cu mult, iată cu din gură. Asta averea noastră Iisus. Și din puțini bani ce au rămas, în viața ei a îngrijit de săraci. Din ce putea ea? Vizita bolnavii la Cluj și spre bătrânețe a găsit o soară asta care ne-a povestit. Și într-o noapte a avut, s-a uitat, băi, a plecat, e moarte. Avea un vecin, o doctoriță, a luat pulsul, nu mai bate inima. Dar oricum era mai în vârstă, a așteptat până spre ziua să anunțe facilitățile de mormântare. Și se trezește bunicuța. Se scoală din pat, se rează așa de masă cu două mâini și începe să plângă. Și-o treabă, dar de ce plângi? Te doare ceva? Nu mă doare. Dar de ce plângi? Că am venit înapoi. E așa fain dincolo. Mi-am văzut castelul. Să veniți la mine în vizită. Am loc pentru toate. Zice, Ana, aici lângă mine. Și numai cât am fost acolo. E partea lui sora mea și dincolo e moștenirea ta. Ce frumos e. Și sora să... Dar cum îi spunem? Cum îi? Cum, ce să-ți povestesc? E extraordinar. Dar spune că și la noi pe pământ sunt flori, sunt parcuri. Tu, Ana, tu nu înțelegi. Aici ai lut. Dar fă o comparație. Ce să spun că aici ai lut? Și a rămas cu vorba asta. Ce să spun că acolo e altceva? Nu-i lut. Că nu-i pământ ca aici. La împărăția aceea a fost chemat Irod și suntem chemați și noi. Amin. Dar în drumul nostru, ca să ne fure privirea și să ne abată, a pus satana pe două care dansează și încă pe una care nu știu ce face. Și ce faci? Te abați din drum? La o distracție? La un pahar de băutură? La o șelăciune? Să te păcălească diavolul azi cu lucru care expiră mâine? Sau vei trece așa, să vei ridica privirea în sus spre Dumnezeu și lași pământul cei a lui și vei clipi pe cer. Ce alegi? Am spus că Irod a trebuit să aleagă între două plăceri. Adevărul este că noi avem de ales între plăcerea de moment și plăcerea eternă. Ce alegi? Plăcerea de moment? Țin să te anunț că lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile date și de chemarea făcută. Dumnezeu te lasă să te bucuri de pământ. Spunea Domnul Iisus că Dumnezeu de soare și ploaie și peste bun și peste răi. Dumnezeu scrie în Psalmul 59 că e prea bun și te lasă să trăiești. Dar cât trăiești? A zis Dumnezeu 70-80 de ani și zice Solomon, Eclesiastul 12, până nu vine ziua când îți trec poftele, nu mai te bucuri nici de mâncare, nu mai vezi nici bine cu ochii, nu te mai ajută nimic. Și ce să ales din toate?
Spune recent un frate, 71 de ani, mă, unde s-a dus viața? Dar când s-a dus? Păi este o vorbă la român că ziua pusă e ca și dusă, eu am amplificat-o și am spus că viața pusă e ca și dusă. Se stinge. Îmbătrânim, așa? Să ne dea Bunul Dumnezeu pricepere, amin. Să alegem bine. Amin, amin, Doamne. Vreau să vă prezint aici două cuvinte interesante. Scrie în Luca, la capitolul 9, de Irod ăsta, de care vorbim, versetul 7, cârmuitor, Irod a auzit vorbise despre toate lucrurile săvârșite de Iisus. Stă-n cumpănă, rețineți vorba asta, neștiind ce să creadă. Și așa îmi imaginez că sunt și unii dintre dumneavoastră, știți ce aia cumpănă, da? Imaginați-vă un stâlp aici la mijloc și se poate înclina ori încoace, ori încolo. Și așa era la Irod. Când auza predica, auza de minuni, îi stă-n cumpănă și dădea să se încline cu zâmbihoreani să se îmburde în rai. Păi când cânta aia altă și dansa, plătea cumpăna acolo. Și eu stă în cumpănă, neștiind ce să creadă. De aici pornește drumul adevărat spre rai, de la momentul credinței. Dacă nu crezi, nu faci un pas. Spune în Evrei 11, la capitolul 6, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, e adevărat ce spunem, și că răsplătește pe cei ce îl caută, adică ne dă cu siguranță împărăția. Temă pentru acasă, pentru pocăițuri, scrie Biblie și cine a zis? Că Tatăl ne dă cu plăcere împărăția. Auzi, cu plăcere. A pregătit-o pentru noi, scrie în Matei 25 și în Efeseni 1 și 3, înainte de întemeierea lumii și la nunta Fiului de Împărat, scrie în pildă că toate sunt gata și Dumnezeu ne așteaptă. Slăviți să fie numele Domnului. A visat tatăl meu odată, era bolnav atunci, cât vedeai cu ochii pe o câmpie, erau mese, dar așa de late cât îți la noi de lungi. Cu toate bunătățile posibile. Și plin de oameni la masă, noi era loc liber și un căreț cu un cal alb a trecut printre și a întrebat: mai dorește cineva ceva? Mai lipsește ceva de vreo masă, pe vreo masă? Și nimeni nu a spus că ar mai trebui ceva, că așa va fi la Dumnezeu în cer. Va fi o împlinire desăvârșită. Slavă Lui! Dar în cumpănă și tu ce să crezi, așa? Unii nu cred că este Dumnezeu. Alții nu cred că așa ar fi pocăința. Povesteau frații din Ucraina despre o familie de intelectuali, profesori. În Ucraina, fosta Uniune Sovietică, lucrurile s-au dus mai departe decât la noi. Erau și orașe unde nu mai era nici biserică ortodoxă, nimic. Și acolo Domnul a rânduit, din nou credința a apărut. Și familia asta de profesori, probabil rudenii s-au cunoscut, s-au intrat în legătură cu o familie și cu pocăiți. Și au mers cândva la adunare, au fost invitați, cum ați fost invitați și dumneavoastră. Bă, ce frumos, se cântă frumos, o atmosferă plăcută, oameni civilizați, se respectă. Dar zice, nu e adevărat, nu este Dumnezeu, nu, unde, ce să fie, să poate, nu nimic. Dar femeia a fost cercetată din acea familie și a crezut. Cum scrie în Fapte că una damare s-a crezut, ceilalți au zis, nu se poate să fie. Și spune soțului să știi că mă botez. El spune, tu, după ce să te botezi? Mai mergem la ei că sunt așa oameni de treabă, dar noi nu să te botezi. Ce să spui că își crezi, că n-ai ce să crezi, că nu e adevărat. Dar femeia zice, eu cred. Și a venit ziua botezului, s-a temut că el se împotrivește, dar ca un om cu minte, a așteptat-o cu un buchet de flori, băi, îmi place de tine că de când mergi la pocăiți, ești mult mai de treabă. Așa ar trebui să fie. Păi nu-i nimic dincolo, dar mă duc mai bine cu tine aici. Și uite, așa ea mai mergea la adunare, eu numai așa, pe la sărbători, sau când avea el chef. Și într-o zi, dimineața, când se întoarce ea acasă, îmi găsește el stând pe fotoriu și cu un pachet de țigări pe masă. El nu mai fumase de ceva vreme. Și ea s-a gândit, a, iară mă duhănește aici. Și el îi zice, auzi tu, și eu mă pocăiesc. Băi, nu vine la biserică, eu am fost.
El cu pachetul, zic, el pe masculin se pochește. M-au devenit foarte curios. Trebuie să se pochește. Deci în timp ce stăteam aici dimineața și îmi beam cafea, aud o voce în mintea mea. Nu este Dumnezeu. Nu este ea. Nu este diavol. Nu este rai. Du-te în cealaltă cameră, acolo în dulap sus, ai mai lăsat un pachet de țigări. Du-te și fumează și trăiește viața de aici. El nu mai știa că a lăsat acolo un pachet de când nu mai fumase. Băi, curios, bă, de acolo sau de acolo? S-a dus exact acolo. Cum el, ca un om cu minte, a căzut pe gândul, bă, cine mi-a spus mie să mă duc să fumez? Cine mi-a spus mie țigări? De Dumnezeu? Nu. Oamenii nu. Satana nu. Înseamnă că diavol este. Am Măi, dacă este diavolul, înseamnă că este și Dumnezeu. Și dacă este și diavol și Dumnezeu, înseamnă că este și rai, înseamnă este și iad. Și, dragă, și eu mă pocăiesc. Că lucrurile astea sunt adevărate. Dumneavoastră, credeți sau tot stați în cumpără și nu știți ce să credeți? Să vă spun o altă întâmplare adevărată, nu în poveste. S-a întâmplat în anul 1978 sau 79. Nu, dar eu mai dinainte. Era prin 60 ceva. Doi tineri. La parașutism. Erau la școală. Și unul își dă drumul cu parașuta, a fost prima lansare, neexperimentat, n-a știut să declanșeze, îl duce în gol. Și vede ca un chip hidos înaintea lui și aude o voce. Îți vreau sufletul. S-a speriat, s-a strigat așa, și ăsta a crescut ateu, fără Biblie, fără nimic. Doamne, scapă-mă! Și am amintit că mai are un parașut de rezervă, nu știu cum, nici pe aia nu știu declanșa. E nou chipul ăla hidos, îți vreau sufletul. Altul și-a dat drumul după el, cum se întâmplă la exerciții din astea, și m-a vrut să ceară ajutor la celălalt, dar cu parașuta nu te miști ca și cu la sol. În fine, s-au agățat și au ajuns la sol deodată, unul și-a rupt o mână, unul în picioare. Și a zis, băi, să devenim frați de cruci. Ăsta chema Așot. Și au trecut așa 15 ani, s-a căsătorit, între timp avea două fetițe și un băiat, și era în 1978 sau 79, să nu greșesc. Și într-o zi se întorcea de la serviciu, urma a doua zi să servezi ziua de naștere, așa ca Erodus. Se uita așa spre cer, era un senin cu stele și spune, Dumnezeule, eu nu știu dacă există. Dar cine știe dacă există? Dar ceva așa îmi spune inima mea, dacă tu existi. Și dacă aș avea cum și s-ar putea, eu mâine te-aș invita să vin la mine la o onomastică. Ajung acasă la soție și îi spune și ea zice, băi, ce mi-a trecut prin cap? În fine, au povestit în seara aia, să fie, să nu fie. Dimineața când se trezește, el îi spune, soție, auzi, dragă, și-am visat. N-am văzut pe nimeni. Dar așa ca din tavan, de unde la sus am auzit o voce. Fiindcă m-ai chemat azi, voi veni. El s-a rugat în sinceritate, Doamne, nu știu dacă ești, dar eu te vreau. Ea zice, eu m-am visat în spăimântător. Un coșmar, se cădeau casele una peste alta, se răsturnau blocurile și m-am trezit șocat. M-am povestit ce-o fi visele, ce-o fi, e Dumnezeu, nu e Dumnezeu. Băi, dar hai să ne pregătim, că rei musafiri. Fetițile a dus la grădiniță și eu s-a dus să cumpere ceva ce mai trebuia pentru pregătit. Băieții l-a să merge cu el, se dă jos din bloc și când ajunge acolo, și-a amintit că n-a luat bani. Soția lui tocmai se uita pe geam și îl vede că se întoarce. Ce te întorci, că ne grăbim? Și da, cum să mă duc fără bani? Și spune, stai repede că ți-aduc eu. Și când a ajuns ea în curtea blocului, s-a produs un cutremur de pământ care a distrus orașul Spitak din Armenia în proporție de 80%. Blocul s-a năruit și el cu soția lui a scăpat. Primul gând, fetițele. A fugit peste dărâmături. Era în curtea grădiniței amândouă, ieși și se afară că la nu știu ce a fost rău. L-a luat în brațe așa ca trofeu și a fugit lângă soția lui. L-a dat un altul și a zis, ăsta e Dumnezeu care a zis să vină și a venit. Și a zis, ăsta e visul meu, că toate se năruie. Acolo în curtea blocului s-au pus pe genunchi și a zis, Dumnezeule, noi de astăzi credem în tine și vrem să slujim. Tendem să creezi. Credința vine în urma auzirii și Dumnezeu să vă dea credință și să vă dea credință să vezi parte de împărăția Lui. Citeți mai departe. Scrie aici în Marcu 6, ascultați, interesant versetul ăsta. Irod se temea de Ioan, fiindcă știa omniprihănit și sfânt. Atenție, pocăiților, când predicați așa să vă știe oamenii, ca să aibă greutate cuvântul. Îl ocrotea și când îl auzea de multe ori, stătea în cumpănă, a doua oră scrie de cumpănă, neștiind ce să facă.
Întâi mată sta în cumpă, nu știa să creadă, acum sta în cumpănă, nu știe ce să facă. Câte unii cred, dar cine crede și se... și se botează, nu știe ce să facă. Cred, dar nu-i gata să pună în practică. Aici în sală văd și de la noi, de la Arad. Eu sunt venit în Arad din 97. Asta înseamnă 26. Primul an, primele săptămâni când am ajuns, am luat cunoștință de un moț, eu sunt din Apuseni original, care vine la biserică împreună cu soția. Are și un nume biblic, Efraim, mama lui a fost prorociță. Și m-am dus, l-am vizitat. Îi plăcea să vină la adunare. Vine și acum. Dar nu-i botezat nici acum. Crede, se roagă, dacă te duci la el plânge, faci discuții în Biblie, dar nu a făcut încă pasul. Și numai cu vreo 5 ani am avut un vis. Se făcea că era un vol așa lung, cu mai multe intrări în adunări, în biserici. Biserica noastră, în Arad, mai multe adunări, merge și la una și la alta, mai mult vine la una. Și el se plimba pe hol așa. Se uita până în prag, păi, intru aici, se uita din coace, intru aici. Și eu în vis am auzit versetul ăsta. Am ascultat. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare, făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. I-am spus visul, a plâns, dar nici astăzi încă nu știe ce să facă, e tot în cumpănă. Și unii mor pe cumpănă. Măi, îmi place și la pocăiți, dar nu se poate lăsa nici de lume și de lucrurile păcătoase. Și în final, așa că rămân pe cumpănă se vor răsturna partea stângă, dacă nu cred și dacă nu fac. Bunul Dumnezeu să aibă milă de noi toți. Amin. Aș vrea să tragem câteva concluzii în final. De ce? Irod a înclinat totuși în partea negativă și a porocit ca Ioan să fie decapitat. Că l-a ascultat cu plăcere. De ce a înclinat cumpănă la Irod așa? A fost influențat de cei de lângă el. Femeia cu care trăia, boierii, atenție, dragi tineri, la colegii voștri, prietenii voștri, tovărășile rele strică obiceiurile bune și vă atrag înspre rău. Influențe. Atenție cu cine vă întâlniți, cu cine vorbiți. Da? Așa a fost Ahab altă dată care cunoaște Scriptura. El a fost tare rău. Când era ei la adunare, să te la slujbă până la gata. Numai când mergea acasă, doamna, și că nu a fost nimeni, spune un împărat 21, pare 25, să facă rău ca Ahab s-a vândut. Adică a lăsat alții să decidă în locul lui. Stați și vă gândiți bine și nu vă lăsați influențați. Să vă mai dau un caz care îmi vine în minte acum. Îmi povestea un păstor din Dorocoi. O să las timp să mai fie câte o cântare care n-au putut să intre cu Evanghelia într-o localitate. Oamenii au fost respingători. Dar o femeie din localitatea aceea s-a botezat la Timișoara și când s-a întors, a fost anunțat fratele, s-a dus o viziteze, casa ei și s-a zis, acum este un loc unde se spune oamenilor despre mântuire. Și spune soțului, vreți să vorbim despre cele sfinte? Și eu spune, domnule, soția a ales să pocăiască, e treaba ei, cu mine puteți vorbi, istorie, politică, lucruri în viață, dar nu, cele sfinte nu mă interesează. Crezul vostru, nu. Nici Dumnezeu nu face asta. Trec vreo 2 ani, între timp sora se ținea de pocăință și într-o zi sună sora pe păstorul care mi-a povestit asta și vă rog să veniți să-mi vizita soțul la spital că vrea să se boteze. Se gândește, măi, o să veniți să nici să nu acceptă să vorbesc, că așa mai vrea să boteze, cum adică dintr-o dată. Da, se duce, îl vizitează și omul spune, vreau să mă botezați astăzi. Păi stai puțin, ce crezi? Și Iulia se spune, cu dumneata n-am vrut să stau de vorbă, dar
Nevastă mea cred că s-a rugat la Dumnezeu și am început să citesc din Biblie și m-am lămurit. Uite, scrie așa, scrie așa. Nu, ce să-ți mai fac ție cateheză, că ăsta știa, era tempul. Am fost de gardul medic creștin, de la creștin de pe Evanghelie, l-am botezat acolo într-o rezervă în ziua aceea. S-a întors acasă, mai trecut ceva, era foarte bolnav. Într-un stea așa pe pat, era totuși mai slăbit, a venit băiatul lui să-l viziteze, era ofițer de rang superior. Și spune, măi băiete, știi că și eu m-am pocăit, nu m-am amat. De acum, când o să mor, la mine mă îngropas cu frații, cu părinții. Păi, tată, dar știi, na, eu am fost coleg cu preotul, suntem preotul, vă respect, l-am respectat și voi crezul. Gata, tată. Asta de vorbă. Se uite soția lui el și spune, dragă, dar ce față se ne-a aici, că așa te-ai îmbujorat la față, nici că de-aia sănătos n-ar arăta așa pe mine. Și el spune, tu, dar cum să nu fiu așa serin? Tu vezi cine vine la noi? Cine vine? O caleașcă cu, de aur, cu cai de aur și cu îngeri în ea. La noi vine. Și se înselina, se înselina și nu mai ce către nevastă. Mă duc cu ei. Închis ochii și-o mărut. Scrie în Biblie că pe bogat l-au dus îngerii în sânul lui, pe sărac l-au dus îngerii în sânul lui Avram. Și la bogat, viața aia plină de veselie și strălucire, Luca 16:19 sa încheia. Știți, dacă vreți, din istorie ce s-a ales de Irod ăsta, care a ales cu, să rămână cu Irodeada și cu dansul. Știți ce s-a întâmplat? A văzut în disgrația cezarului de la Roma și a fost exilat. Și a pierdut și împărăția de aici, pe care se credea stăpân și de jumătate la cine vrea. A pierdut tot. Și pe cealaltă a pierdut-o de tot. De ce? A ales plăcerile de o clipă și s-a lăsat influențat. Vă doresc să-L alegeți pe Dumnezeu fără zăbadă. Vă va sprijini lumea aceasta. Și când viața sau lumea asta se va termina, va primi pe porțile raiului. Și vom fi, spune Scriptura, totdeauna cu Domnul. Vă spunem ca Moise cu natul de Hobab, veniți cu noi. Dumnezeu ne așteaptă. Uitați, ați fost chemați.